Bună ziua, dragă, și bun găsit la întâlnire cu profana Nino la Creu Stefania. Tema pentru acasă, da? Da. Tema pentru acasă. Clasa a șasea. Ei, bine, fiindcă avem comanda asta, îți propun să facem problemuța pe care o avem ca cu. Și nu ne vrem o problemă noastră, da? E o problemă de clasa a 5-a, după cum a primit mesajul. O mai citesc o dată. S-a dus mesajul când l-am. Da, cred că unde se spune a scris-o. Așa. Deschide. Deci. Nu. Pardon, văzut perfect. Așa. Un număr de forma, găsiți numele de forma, două de acolo, de unde fie eu, cine, sau băiețelul care vreau să fac habana, găsiți număr de forma A, B, plus, nu, cred că număr de forma A, B, cine este? Știm că A, B, plus, plus B, A, plus B, A, deci A, B, plus B, A, este cub, nu, pătrat perfect, vă revenim în aceea. Dar dacă urmăriți, și cred că urmăriți, spuneți dacă am găsit bine. A, B, plus B, A, egal, pătrat perfect. Adică, Ștefania, hai să vă ajutăm pe, pe băiețeau sau pe fetița și de clasa a 5-a. Deci găsim numărul AB din două cifre. Știm că AB plus BA răsturnatului este pătrat perfect. Ce anume ai tu ca idee și cum se întâmplă? Ce înseamnă pătrat perfect? Dă-mi exemplu de pătrate perfecte. 4, 16, 9, 25, da? Adică să se găsească altcineva care la acolo să facă așa ceva. Deci pătrate perfecte. Hai să discutăm așa. Pătrate perfecte. Sunt acestea. Anume, azi chiar 1, 4, 9, e 3 la 2, da? 16, 25, 36, 49, apoi 64, 81, 7, 81, 100, la salariste, 10 la a doua, 11, 121, 121, 144, apoi 144, 169, 126, 225, putem vedea, că e 15 la pătrat. Nu? Putem vedea. E bine, noi trebuie să găsim cifrele A și B, așa cât adunatul răsturnatul, să facă pătrat perfect. Să facă unul din acestea. Practic, nu? Asta ar fi ideea. Da. Propunerea ta. Noi știm că dacă e ultima cifră 0, 2, 7 și 3, nu poate fi pătrate. Deci nu pot fi pătrate perfecte numerele acelea care, în care cifra, ultima cifră este 2, 3, 7 și 8. Și 8, da. Da? 2, 3, 7 și 8. În rest au șanse, dar nu totdeauna sunt. Dar au șanse. Însă, au când îi știi că s-a pregătit tehnica asta, să se arate că un număr care nu este pătrat perfect. Când arăți că nu este pătrat perfect, te duci și depui efort maxim pentru a arăta că ultima cifră, că ultima cifră este fie 2, 3, 7 sau 8. Da. Dar aici trebuie să arătăm că este pătrat perfect. Deci ar trebui să facem așa fel încât un număr plus răsturnatului să vedem dacă se încadrează în chestia aceea. Știi că câte numere ar fi, dar nu ar costui pe bani. De tipul AB?
Nu chiar infinit. Că fiecare are nevoie până la 9. Adică îl luăm pe A1 și pe lucrează. 0, 1, 2, 3, 4. Da? Da. Deci 0 sunt... Păi da, dar dacă luăm pe 0, nu putem pune dincolo 0, 1. Deci A și B trebuie să fie diferite de 0. Da. Cu alte cuvinte, ai funcționat foarte bine. N-ar trebui să începem cu B-ul 0. Cu alte cuvinte, doar cifrele ne arată așa, la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 9. Avem 9 la dispoziție. Îl ținem pe unul pe prima poziție și celălalt alergăm de 9 ori, da? Deci 9, 9, 81 de variante. Sunt un număr finit, datorită faptului că cifre sunt, fiecare la 1 la 9 și vă ținem pe unul fix, îi dăm drumul B 9, iar și A2 și B 9, A3 și B 9, da. Dar dacă punem ia. A1, nu putem pune și pe 1? Sigur că nu. Deci am zis că pe cel cu A egal cu 1, da, 1, da. Și pe locul B și 1, 2, 3, până la 9. Deci până la 19, mă duce. Când 2, 1, 2, 2 și mai departe până la 29. Pe fiecare coloană de 9 și cum sunt 9 variante, 9 ori 91. Da. Noi am putea lua cele, câte am zis, zicem, 81 de cazuri. Și să dăm drumul și să vedem, dură corespondatul și dacă ne dăm unul din acestea, gata, plătăm. Dar eu nu vreau. Nu vrei, nici eu nu vreau. Mie nu vă vede deloc să muncesc așa, că este epuizantă. Adică, trebuie să fie o idee altă, nu? O idee deșteaptă. Noi totdeauna am așteptat idei deșteaptă. Hai să încercăm. Aș scrie pe A, B, desfășurat. Adică, cum de zic? Nu, 10A plus B. Ah, 10A. 10A plus B, nu așa se scrie. Da. Când zic 23, ce înseamnă 23? 23 înseamnă 20 plus 3. E clar. 2 ori 10 sau 2 ori 10 plus 3. Perfect, nu? Da. Deci ar zice și eu. A, B plus B, A. Și că nu se mă conduce, da, cu A, B plus B, A egal cu... A plus 10. Nu, A ori 10. A ori 10. Așa bine, nu? Că azi 2 ori 10, ce? A ori 10. Plus B. Plus. Plus B ori 10. Așa. Plus A. A. Egal cu câți de azi sunt aici? 10 A și un A. 11. 11 A. Plus? Plus 2, 11 B. Plus 11 B. Egal la decât. Dă un factor 11. 11 pe un A plus B. 11 pe un A plus B. Asta nu trebuie și noi să fim. Dar scrie din nou. A, B plus B, A. A, B plus B, A. Egal cu 11 pe lângă A plus B. Da. Ei, și ca să fie pătrat perfect, 11 pe lângă A plus B, cât să fie A plus B ca să vă luăm pătrat perfect? Dar acolo e înmulțit. E înmulțit, sigur că nu. Corect. Se va face corect. 11 înmulțit cu cine se facă pătrat perfect? Trebuie să fie numere diferite. Adică A... Adică și el nu spune că să fie diferit, că nu ne gândim așa, dar de la dată suma asta, cât să fie asta? Întrebarea asta, ca să ajungă, să fie un pătrat perfect. 11 ori cât? 11, te rog. 11 ori 11. Că dacă tot mai bun încă 11, 11 ori 11 și face 11 la pătrat. Deci, știi bine ce înseamnă pătrat perfect? Da. Fii tocmai la a doua. Și asta mai trebuie. Obligatoriu. Da. Dacă e 2, 22, dacă e 7, 7, 7, nu mă încântă. Deci 12 ori 11. Ăsta e momentul tare de greșit. Da.
Da? Deci, ca să facă, ca să fie 11 la ROA, asta dacă și nu mai dată, asta dacă și nu mai dată, A plus B, A plus B, îi dau 11. Și acum să vedem două numere care adunate din toate variantele, îți fac 11. 10 și cu 1. 10 și cu 1, dar 10 nu e cifră. Cifre, ca și vezi în cifre, din mulțimea asta. Da. Adică? 9 plus 2. Perfect. 9 plus 2. Adică de aici egal cu 11, ce înseamnă că egal cu 9. Egal cu 9 și egal cu 10. De egal cu 2. Acolo. 8 plus 3. 8 plus 3. Așa 11. A, de unde ai egal cu 3 și egal cu ai egal cu 3 și cu 8. Da, deci ai A egal cu 8 și B egal cu... cu cât cu 3? Cu 3, da. Apoi, 7 plus... 4, unde A egal cu 7 și B egal cu 3, cu 4. Da. 6 plus 5, așa. Unde A egal cu 7 și B egal cu 5. Da. Și de aici, de aici se repetă. Se repetă. Adică ar fi A egal cu... A egal, noi să rescriem noi. A egal cu 5 și B egal cu 6. Da. A egal cu... A egal cu 4. Așa. Și B egal cu 7. Da. A egal cu... A egal cu 8 și B egal cu 3. Și în sfârșit, ai egal cu 2, ai egal cu 9, ai egal cu 2, bine, bine. Deci ai egal cu 3 și B egal cu 8, ai egal cu 2 și B egal cu 9. Deci numele A și B, deci numele A, B, A, B, aparțin mulțimii tuturor celor variante, 92, nu? Da. 92. Apoi, altă variantă. Da, putem pune 29. 92 și 29 în date. Dar bine, îl vedem la sfârșit. Da. Deci, 92, apoi... 83. 83. Apoi. 74. Da. 65. Da. 56, 47, 38, 29 și cu asta am încheiat toate variantele posibile. Să știi că astea, numai astea sunt numele pe care adunatul răsturnatului ne dă un pătrat perfect. Să vedem concreții, să vadă prietenul nostru, că am lucrat corect, adică 92 plus 29, ia să vedem că faci 93 plus 29. 121. 121, că e 11 la pătrat. Iar 121 este 11 la pătrat. 83, să ne vedem, să-i convingem că am dat 83. 38. Da. 11, 9 și cu 3. 121. Da. Și toate celelalte, dacă vor întreba, vor continua, vor constata că am fost dragul foarte bun. Așa, în loc să facem 81 de variante, să le selecționăm din cele 81, să găsim mai pe astea 2, 4, 6, 8. Pelea Crăciunului. Pelea Crăciunului, corect, pelea Crăciunului. Vezi? De aceea matematica e super bună. O idee îți trebuie. Ce a trebuit să organizăm noi? Cum să ne organizăm mintea? Mai întâi a trebuit să înțelegem ce înseamnă pătrat perfect. Înseamnă numele de forma asta. Apoi ne-am dat seama că am avea o posibilitate să ne măturăm pe toate, fiindcă doar două numere de două cifre. Dacă ar fi fost de trei cifre, ar fost din ce în ce mai mare, ar fost 81 ori, 9, 700 și ceva, 729 ar fost din ce în ce mai urât, mai greu. Așa la 81, dacă ne vrea să ne apucăm, dar totuși, am zis, nu ne trebuie așa ceva, ne trebuie idei deșteaptă, una interesantă. Și aici a fost ideea să zic pe A, B, și plus B, A,
su forma asta, superă tare a fost, că 11 pe gap. Crezi, nu cumva este momentul cheie al problemei? Cred că și scrierea a fost primul debut, scrierea desfășurată, și apoi la moment cheie problema este aici, când 11 fiind număr prim, numai înmulțit cu 11 face. Dacă ar fi fost 8 înmulțit cu A plus B, păi 8, ca să fie pătrat perfect, 8 ori cât se fac pătrat cu 8 ori 2, de ori 16. Da? Deci și de acolo ne-am fi mișcat, am fi avut idei. Numai că a fost număr prim, mi-a ajutat foarte tare. Numărul prim și atunci mi-a zis, A plus B să fie 11. Sigur că am avut mai multe variante, dar mai multe variante acestea au însemnat mai multe numere. Pe toate le-am găsit aici. Mulțumim celor care ne-a făcut comanda, sper că i-am adus bucurie în casă. Este acum de unde o fie, din țară sau din afară, nu poți fi și așa ceva, noi am mai fost dumus, nasc din Chicago și din așa mai departe. I-am făcut bucuria spunându-i, așa trebuie făcut Egeșițul. Așa de dată și trecem în problemele noastre. Am vrut să facem ce pe fata, deci pentru că este instructiv. Hai să spunem pe cea dracu. Ne-am întrebățat și mai la Egeșițul acesta. Matematica te oferă surprize cele mai frumoase. Nu știi cât ai nevoie de niște lucruri din urmă. Te rog, începe să îi adunți. Determinați x, fiindcă 4372 plus x este dividibil cu 3 și 5 al x plus 1 este mai mic sau egal de 245. Hai, dar simultan trebuie să se întrebe asta, nu? Nu, nu zice. Păi să determinați x, fiindcă am două condiții de drept. Da, perfect. Trebuie să înțeleg asta, că am văzut că nu mă descurc. Așa, deci. Determinați X, știind că... Știind că două puncte. Nu scrie două puncte. Nici. Dar știind că urmează o chestie, nici nu mă poartă, hai să vedem. Trebuie să știm asta. Deci trebuie să înțelegem contextul problemei. Determinați știind că și. Deci am două să fie condiții. Da. Asta să fie divizibil cu 3 și. Da? Atenție, determinați. Determinați. X. Știi X virgulă, da? Da. Știind că. Știi. Că. Două. Așa că trebuie să dea. Două puncte. Nu dă. Știind că 4362 plus X este dividibil cu 3. Deci numărul ăsta, așa, parcă 3 puncte, nu? Da. Dividibil cu 3, adică să facem pățirea X-a la 3 și mai adăugăm că 5X plus 1 e mai mic egal decât 245. Bun. Idei. Știi că eu sunt sărac în idei și am nevoie de tine foarte repede. Da, păi acolo ca să fie divizibil cu 3, știm că dacă suma cifrelor... dacă suma cifrelor se împarte exact la 3, așa. Adică adunăm cifrele astea și mai adunăm și cu numărul ăsta. Da. Acum numărul ăsta depinde de câte cifre este. Păi, eu mai bine aflăm ultima. Nu, vezi, ar putea să fie un număr dintr-o cifră, sau din două, sau din trei cifre. Da. Aici ne cam blochează, nu e de libertatea să ne desfășurăm cum trebuie. Noi am adunat suma cifrei și le face și 7 cu 8, 15. Ăsta se împarte la 3, 15. Da. Ca să se împartă și ăsta la
3. Ca să poate fi 3 înfant o comun. Da. Ar trebui să fie cât în loc de X? 12. Bun, 12. Și 9 ar fi bun. 9. Și 6. Da, și 21 și... Deci, să scoată să fie multiplul de 3. Da. Ca să dăm de 3 în factor comun. Ca de asta aici, de așa aici este multiplul de 3. Da. Deci, hai să gândim așa. 4.362 plus X se... X este egal, să lucrăm mai mare, este egal cu... Împarte pe 4.362 la 3, să împarte exact. Hai să zicem pe la bine. 3 în 4, da, așa rămâne. 13 de 4 ori, 12, 16 de 5 ori, de 5 ori, 12 de 4 ori. Exact. Ori 3. Așa este, nu? Că doar mă la 3. Deci numărul 4.362 este 1.454 ori 3. Da. Plus X, așa, să se ridică la 3. Dacă și numai dacă X ăsta este de forma, X ăsta este de forma 3K. 3K. Adică motivul de 3. 3 ori 1, 3, 3 ori 2, 6. Da? Și chiar ca o 0. Dacă e 0, numai bine face treaba acolo. Da? Că sunt parte de coafe. Deci, asta înseamnă că numărul N, hai să spunem, N, egal cu așa ceva, N va fi scris acum ca fiind egal cu 1000, va fi egal cu 1454 ori 3, 1454 ori 3 plus X, plus X, adică plus 3K. Da. Închidem paranteza, plus 3K, egal mai departe, spate pe 3 în factor, da, este aranjarea făcută, egal cu 3 pe lângă cine? Pe lângă 1454. Plus K. Plus K. E, vezi, l-am aranjat când de trecut de K-ul ăsta, K, ia valori de la cine? 0, 1, 2, 1. Cât ar fi de mare? Da, ca 0, 1, 2, 3 și mai departe. Deci eu știu că X-ul am aflat, am aflat că X trebuie să fie din forma 3K. X să fie din forma 3K, dacă din nevoia să fie de data asta. Mai avem să o condiții. Că 5x plus 1 este mai mic sau egal. Deci știm că x-ul mai îndeplinește o condiție. X îndeplinește și condiția 2 puncte. Ce condiție? 5x plus 1 mai mic sau egal. 5x plus 1 mai mic sau egal. Ce ce-ar fi echivalent cu 5, hai să luăm din X acum. 5 ori, te rog să mă găsești tu. 5 ori X. Da, adică luăm din X cât se pune. 3K. 5 ori 3K. 5 ori 3K plus 1. Mai mic de egal. Mai mic de egal decât 245. 245. Ce ce ar însemna echivalent cu 15K? 15K plus 1 mai mic sau egal decât 245. Scădem un număr din ambii membri, așa? Da, scădem un număr din ambii membri și vedem 15 ori K mai mic sau egal decât 244. Deci 15 ori K mai mic egal decât 244. Ia să vedem dacă acestea sunt 4 ori prin 3 ori prin 5. 240. Prin 5, nu? Prin 5, nu. Prin 3, 44, 9, 10. Nici. 44, 8 și 2, 10. Da. Deci nu se împart nici pe 3, nici pe 5. Nu nimic. Acum începe să dăm capatul. Încă așa am spus. Capatul să fie la 0, 1, 2, 3, până nu știu cine. Până când
devine mai mic toate valorile din copil care sunt mai mici decât 244. Da. Deci pentru că ai dat 1, pentru că ai dat 0, ce se rostă? Pentru că ai egal cu 0, rezultă... 15 ori 0. 0, adică egal cu 0, care e mai mic decât egal cu 0 și mai mic decât 244. Da. Foarte bine, îmi place. Deci care e egal cu 0, bun. Atunci x, x-ul va fi de forma 3 ori 0 egal cu 0. Da? Pentru care e egal cu 1? Mai mic decât 244. Și pun și ca egal cu 1. Adică x-ul rezultă că x ce ai ce scrie să mai și 3 ori 1 egal cu 3. De acord, da? Pentru ca egal cu 2. Pentru ca egal cu 2, spune 15 ori 2, adică 30. 30, care este mai mic decât 244. Deci K egal cu 2, bun. Vine X egal cu 7. Da. K egal cu 3. Da. Dar până la cât mergem? Păi până câte vreme rămâne mai mic decât 244? Da. Când depășește, salut! Ne oprim. Da. Că asta e condiția de mers, da? Da? Deci 15 ori... Care egal cu 3, 15 ori 3. Care egal cu 45. Da. E mai mic egal cu... Mai mic egal cu... 244. Chiar mai mic strict decât 244. Nu e nici ceva. Da. Deci care egal cu 3 ori? Care mă duce la X egal cu 3 ori 3. Și face 9. Hai să sărim așa la cine să mă duc eu repede. Și cu 10 ani, că 15 ori 10 fac 150, tot mai mic decât 244. Deci am merge așa cum e până la care e egal cu... Hai să luăm 15, să vedem ce se întâmplă. Bine. Da? Pentru că e egal cu 15. Egal cu 15. Da. E 225 pătratul, perfect. Da. Egal cu 225. Care e mai mic decât 244. Și pun și K egal cu 15. Da. Deci X-ul cât va fi atunci? O să vină 3 ori 15. 3 ori 15. Și face 45, nu? 3 ori 55, 3 ori 45, 45 este. Da. Pentru că e egal cu 16. Acum ne apropiem de el. Pentru că e egal cu 16. Atunci să vină 15 care este egal cu 0, 3. Cred că 240. Știi cum am fost ultima dată și la 225 am adunat în 15. Că am mărit de 15 ori, 16 ori. Deci a făcut asta, am avut o șmecherie asta, că de-aia nu știu 140. Care e mai mic decât 244. Așa și care e egal cu 16 este bun? Să atunci x egal cu 3 ori 16, care face 48. 48. În sfârșit, ca egal cu 17, eu cred că le pășește. Și atunci... 17 egal cu... 24 de recunosc 15, face 255, care e mai mare decât 244, la revedere, mă depășit, trebuie să fie mai mic. Așa că, ca egal cu 17, nu ne place. Nu. Rămânem până la 16. Și K a venit de la 0 până la 16 și atunci mulțimea X-ilor pe care i-am căutat sunt aceștia, răspuns.
X aparține conținut valoare, da? Ca așa pe care să zic, cine sunt X și răspuns? X aparține cui? Cui? De la unde ce are? 0, 3, 6, 9... Dar de unde știm că dacă pe parcurs nu se întâmplă ceva? Adică de aici, nu? Da. De la puncte, puncte? Păi, având că l-am mers foarte coordonat, tot mai mic decât 144 mai mic, s-au păstrat ordinea și m-am dus, am sărit, da, ca să-mi scriu pe toți. Da. E, în timpul de 3 am tot găsit. Da. Nu, ideea era așa, ca să fie treaba bună, ca o trebuie să X-ul trebuie să fie de 3 ca și ca o seama de 0, 1, 2, 3 până nu știam să ne oprim. Dar ne-am oprit în condiția asta, care a fost cerută de autor. Vă opriți când 5x, 5 ori, numărul respectiv, e mai mic decât 244. 5x. Stai, oare am gândit noi bine? De unde e 15? A, am înțeles, x-ul am oprit aici fost 15, ca bine, da? Plus 1. Și a semnat 244. Cred că e corect, dar facem o probă. Noi scrim acum pe aceștia toți, toți cei care vedem acolo, 0, 3, 6, 9, da? 0, 3, 6, 9, 12, e 3, 3. 12, 15, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 30, să fiu de 39, 42, 45, 48, 48 și stop. Atât. Ca să te convingi tu și să te convingi pe toți prietenii noștri că am raționat corect, ia un număr la întâmplare, înlocuiește aici și să vedem că se divide la 3 și că 5 ori numărul respectiv plus 1 venit din 245. Iată la întâmplare așa, că ai pus în... era în dubie așa că voi fi lucrat, mai corect sau nu? 36. Deci pentru X egal cu 36, numărul în care se poate este forma 4.369 plus 36 și este egal mai departe, 4.362, știm că se scrie ca fiind 1.454 ori 3, n-are rost să fac 4, să împarte acolo. Împărțirea se face exact, fără discuție. Dar eu nu vreau să pierd. Vrei să facem așa mult? Hai să facem. Hai să adunăm 6 și cu 2, 8, 3 și cu 6, 9, 4 și 3. Suma cifrelor trebuie să împartă la 3. Da, și 7, 15 și cu 9, 7 și cu 8, 15 și cu 9, 24. 15 și cu 9, 24. Da? Deci suma este 24, care se împarte sigur la 3. Da. Dar decât cel care nu-i convins să facă părțile complete, la care se împarte la 3. Deci este un număr bun. Da. Acum să vedem dacă te crește părțile asta. 5 ori 3, 6 plus 1 mai mic decât 245. Deci 5, deci simultan trebuia să fie de 5 ori 36 plus 1, să fie mai mic decât 245. E ceva de lucru. 6 este bun. Cine nu este de acord cu noi, n-are decât să probeze pe toate și va vedea că am gândit foarte corect. Da. Mai luăm o dată că ceva nu ți-a fost ține în regulă, da? Nu, nu ți-a fost clar. Hai să vedem. Noi avem strategia asta pus la punct în fața unui exercițiu. Da. Trebuie să avem răbdare să înțelegem bine, să înțelegem cât se poate de bine și să începem să pătrundem. Eu am văzut totalista simultan, trebuie interprete condițiile.
simultan, adică ce înseamnă și asta și asta în același timp pentru același X? Da. Asta e esențial. Că dacă spuneam toată să fii dirijit la 3, nu ne puteam găsi. Că aveam o infinitate de numere, toți multiplici de 3. Toți multiplici de 3, pentru că am sesizat o chestiune. Noi știam așa că un număr se împarte la 3, suma numărului cifrelor respectivului număr. Dar X-ul nu știam din câte cifre este. E din una, din două, din șapte, din nouă cifre. Că după ce îl știm, alarmăm cu ăsta, dar n-am știut ce a cifrat domnul. Am avut baftă. Că numărul ăsta a fost dat de așa multiplu de 3. Ăsta se pățea exact la 3. 7 și cu 6, 13 și 2, 15. Deci autorul a fost drăguț. Că dacă dădea un număr care nu se împărțea exact la 3, era foarte tare ești. Aici e timpul să fac cu negă, nu am cum puneam negă și ce dată. Dar acum, el e drăguț și ne-l dă multiplul de 3. Da. Și dacă ne-l dă multiplul de 3, atunci noi ne dăm seama că pe 4362 în stânga fiind 3 ori 1454. Și plus, ce X ca să se divide la 3? Fiindcă aici a spus pe 3. Ăla e ca factor pe 3. Și X-ul trebuie să fie tot multiplul de 3. Ca să facă pe 3 e factor comun din cei doi termeni. Deci X-ul trebuie să fie fie 0, fie 3, fie 6, fie 9. Ca să putem scoate pe 3 factor. Deci X egal cu multiplul de 3. Și atunci ne-am dus și am zis multiplul de 3. Și dăm pe 3 în factor comun, uite lumezi. Yeah. Face 3 prin 1454 plus K. Și acum, calul ăsta... Alo? Da? Da? Și vezi mașina mea acolo? Este o mașină pe care se iei prof online acolo, dar stați pe Google, e chiar în față, în plecătorii. Dar uite că ies eu acum afară un pic. Da? Imediat.